Imaginează-ți, tu alergi, faci sport sau dansezi, lucrezi din greu, obosești, te încălzești și asuzi. Așa lucrează la noi temperatura corpului, care se mișcă de la cald la frig. Hai alt exemplu, calculatorul personal, deschizi programa Adobe Premiere și 5 file din Google Chrome și ventilatorul de la calculator începe să zboare ca o rachetă în cosmos. Dar de ce se pornește ventilatorul? Da, pentru că procesorul s-a încălzit. Acum întrebare. De ce se încălzește telefonul? Video acesta o să fie scurt. Apropo, salut Valer! Și în acest video vă spun de ce se încălzește telefonul. Telefonul se face din ce în ce mai subțire, dar puterea la telefon este din ce în ce mai mare și puterea asta emană foarte multă căldură. Ce pot eu spun? M-am jucat pe telefonul acesta Fortnite 40-50 de grade Celsius. Asta, mâinile astea sunt foarte bine. Și aici nu e așa de ușor, pui un cooler și se învârtește și gata. Da, este așa telefon care are cooler, dar asta e mai mult marketing și super reclamă. Dar pe adevărat, Ilean, să pui ca într-un așa telefon cooler, care el încă se meargă, asta e destul de greu. Pur și simplu ține minte, dacă telefonul se încălzește până la temperatura când simți cu degetele, pur și simplu ține minte, dacă telefonul se încălzește până la temperatura când ai disconfort la mână sau la degete, apoi deconectează-l și pune-l pe masă acolo, să stea, să odihnească, sau cutetul, stinge-l cutetul și lasă pe vreo 5 minute ca să stea normal, să odihnească. Eu am încercat să pun husă în frigider și după asta când se încălzește să pun telefonul în husă și după asta repede se pune înapoi la 36 grade. Dar mai gine nu încercați, că cine știe ce se întâmple. Da. Că așa repede temperatura crește la 49, pui husă, gata, duci la 36. Și nu încurcați încălzirea cu supraîncălzirea. Supraîncălzirea e altfel. Salut Galaxy Note 7. Dacă v-a plăcut acest video, puneți like, subscribe la canal și trimiteți și la alții video acesta, poate a să apese și ei pe butonul roșu, e așa, și a să iei super. V-a fost Optimix? Ne mai vedem!